zona e destul de periculoasă. Când s-a îngroșat gruma, pe aici sunt bolovani mai stabili. Cea mai grea urcare, asta înseamnă un e-bike pentru munte. Iezerele Cindrelului. Ia uitați-l, fraților, din iarnă vrea să ajung aici. Mă simt ca într-un cimitir. Deci n-are cum să nu-ți placă o astfel de culme. Ce-am luat acolo? Da, la zona vechi aici. Salutare! Suntem undeva la intrarea în Păltiniș, mai exact pe drumul spre Păltiniș. Asta e pensiunea casei, la care vom avea cazare abia mâine seară. Uite acolo sunt pârtile Arena Platoș, dacă nu mă înșel. Plecăm acum într-un circuit de două zile prin munții Cindrel. Sunt cu Cristina, mai e și Dan cu Jianu, care au ajuns ceva mai devreme și au luat-o deja înainte. Trebuie să-i dăm repede după ei, dar ei sunt cu bicicletele clasice. Așa că urmăriți clipul ăsta până la final, ca să vedeți această aventură interesantă. Intrăm oficial și în Păltiniș. E ora 13 și un sfert. E totuși destul de târziu, dar am venit de dimineață, tocmai de la București, și ne-am propus să traversăm munții Cindrel spre Transalpina. Ia uite ce frumos! Tabere cu copii. Aici, părăsind drumul asfaltat, ne încadrăm pe această stradă deocamdată. Traversăm pârtia Oncești. Văd că e și telescaunul în funcțiune. Ia uite ce priveliște frumoasă acolo în partea dreaptă. Pentru circuitul ăsta de două zile mi-am luat și ceva haine de schimb și încărcătorul de la bicicletă. Am un rucsac care totuși atârnă destul de greu. Și Cristina la fel, suntem burdușiți, dar avem același rucsac pe care îl folosim la turele de o zi. Deci am fost foarte limitați cu bagajele. Deci transpir ca un porc. Mă gândesc numai la berea de la final de traseu. Sper să nu ajungem prea târziu, să găsim deschis la restaurant. Pe stânga, drumul urcă spre vârful Oncești, însă noi mergem înainte, pentru că vrem să ajungem pe creasta munților Cindrel. Drumul ăsta e practic o ramificație din Trans-Cindrel, un drum forestier care, așa cum îi spune numele, traversează pe la baza munților Cindrel, din Transalpina până în Sadu, lângă Sibiu, pe Valea Sadului, și are o ramificație către Păltiniș. Mă rog, mai sunt și alte drumuri forestiere care urcă din el. Aici părăsim drumul bun și ne înscriem pe urcarea marcată cu bandă roșie, refugiul Cânaia, cabana Oașa. Deja panta a crescut, încă e drum, când mai accidentat, când mai puțin accidentat. Panta este mică, singurele dezavantaje sunt acești bolovani pe alocuri instabili, dar nici de cum de netrecut. Hai, când s-a îngroșat gruma, conform aplicației acum panta e 17%, dar eu o simt ca fiind mai mare, cel puțin aici, punctual. Cred că de acum ieșim și în golul alpin, dar totuși avansez așa la limită pe bicicletă. Sunt acești bolovani instabili care mă dezechilibrează. Cristina a făcut un pic de push pe urcarea asta, dar acum a revenit în șa. În zona asta poteca are mai multe variante. Era una în dreapta, dar plină de bolovani. Aici pare ceva mai omenește. E pământ pe jos. Asta înseamnă un e-bike pentru munte. Urci chiar și pante de peste 20%. Probabil cu o bicicletă clasică ai fi putut urca pe ea doar dacă aveai o condiție fizică extraordinară. Și pot declara că am ajuns în creasta munților Cindrel,
o creastă planificată, o face cu bicicleta încă de asta iarnă, dar deocamdată suntem pe la vreo 1800 de metri altitudine și avem de urcat până pe vârful Cindrel, cam tot ce se vede în față. Asta e Șaua Bătrâna. 1863 de metri altitudine. Așa, am luat-o pe aici, că e un pic mai tehnic și e mai uscat. Încerc să mă mențin pe partea uscată, dar e greu. Coborăm acum spre Șaua Rozdești, chiar acolo jos, 1817 metri altitudine. Destul de tehnică această coborâre prin prisma bolovanilor, chiar dacă panta nu e foarte mare. Hai că până la urmă am ținut drumul de pe dreapta la indicația unui turist și cred că a făcut foarte bine. Măcar pe aici e pământ, nu sunt bolovani și am aderență pe roata din spate să pot urca destul de anevoios prin poiana Beșineului către vârful Rozdești. Ăsta din partea stângă, 1951 de metri altitudine. Mai avem ceva de urcat, o urcare cu o pantă ceva mai accesibilă, însă foarte bolovănoasă. Și bineînțeles, dacă suntem pe culme și am depășit un vârf, urmează o coborâre destul de tehnică pe aici. Drumul era prin partea dreaptă, dar pe acolo erau bolovani instabili. Pe aici sunt bolovani mai stabili, dar cu ceva praguri. Însă mie îmi place mult mai mult o coborâre ceva mai tehnică și mai denivelată, așa cum e asta. Opa! Ar fi bine să nu mai fac astfel de sărituri, când sare și rucsacul din spate și e destul de greu. Se mai rupe și după aia e foarte greu să continui. Coborâm spre Șaua Șerbănei. Suntem la 1866 de metri altitudine. Am ajuns la acest indicator, însă noi continuăm pe bandă roșie în față, spre vârful Cindrel și spre cabana Oașa, care ne va fi și gazdă de seară. Sperăm să aibă doar bere rece. Vine și Cristina pe bicicletă, pe această culme relativ plată, dar destul de accidentată pe unele porțiuni. Avem indicator cu punct roșu către refugiu Cnaia, 45 de minute. Pe aici avem și noi traseul făcut. În dreapta a continuat dunga roșie, care ține culmea. Sper doar să fi mers pe aici și Dan și Gianu, care sunt înainte. Îmi place la nebunie porțiunea asta de drum de creastă. Avansăm pe curba de nivel, dar e totuși destul de accidentată. Mai sunt rădăcini de la Jinepeniș, mai sunt și bolovani mari. Asta e coborârea spre refugiu. Bicicleta țopăie stânga-dreapta, dar îi mențin controlul la aproximativ 15-20 de km pe oră, o viteză care eu o consider perfectă pentru această zonă. Și apare în față refugiul Cnaia. Zici că e o cabană, e foarte mare, s-au cam încălzit și frânele, pentru că încep o scârție, deși nu pot să zic că le folosesc foarte intens. Destul de tehnică această porțiune, panta a mai crescut un pic, să fie vreo 10%, dar bolovanii te fac să simți coborârea ceva mai grea. Uite și un pârâu aici,
care îl traversez. Ia să facem o vizită. Aproape ca un motel. Ia uite aici, paturi suprapuse, una, două, trei, patru, cinci locuri de cazare, o sobă să te încălzești, niște dulapuri, iar în camera asta altă încă șase paturi. Ia uite, ai și izvor aici, vreau și o pauză de masă, mănânc această piersică. Am lăsat refugiul Cnaia în spate și acum am început practic cea mai grea urcare a acestui traseu, pe Triunghi Albastru, către Șaua Cnaia. E atât de grea urcarea asta, încât până și în turbo pedalez destul de greu. Mai tinde bicicleta să se ridice pe o roată. Băi, măgarilor, n-aveți voi nicio gare. Am parcurs cam două treimi din această urcare istovitoare, chiar și cu bicicleta electrică. În zona asta panta e mai blândă puțin. Deja mă doare într-o parte, sub coaste, așa că folosesc mai multă asistență, adică maxim. Sunt pe turbo. Șaua Cnaia, după cum ne spune și acest indicator, 2025 de metri altitudine. Acum face în stânga și ne așteaptă o nouă urcare grea către vârful Cindrel. Deci, fraților, să nu mâncați înainte de o urcare grea, că e nasul rău. Vine, mă doare aici în partea stângă la stomac, dar cred că îmi trece de acum. Mai stau un pic și continui. Foarte grea urcarea și în continuare. Panta e comparabilă, ba mai rău, au apărut și bolovanii instabili. Și dacă nu sunt bolovanii instabili, sunt bolovanii stabili, fixați în sol, care fac ca trasa să fie extrem de denivelată. Dar mă ambiționez să rămân așa. Banda roșie așa în partea dreaptă, încerc să o urmez. Pentru că după această zonă stâncoasă se prefigurează o zonă mai accesibilă care ar putea fi ciclată. Revenirea mânșa, dar urcarea continuă. Din fericire este înierbată, ceea ce înseamnă că vom consuma un pic mai multă energie. În față avem Șaua Cindrel, 2125 de metri altitudine. Chiar acum coborâm către ea, iar în dreapta, un peisaj spectaculos, iezerele Cindrelului. Ia uite ce frumos, ce albastru e. Lacul Iezerul Mare, din munții Cindrel, un lac glaciar. Și ce se vede așa în spatele lui, se numește Circ Glaciar. Doar în turbo pot urca această porțiune, altfel n-am nicio șansă, e foarte mare panta, nici măcar turbo nu mai merge, a mers cât a mers, acum o iau pe lângă. Am făcut dreapta și mergem efectiv pe această pășune alpină, pentru că vreau să văd lacul de aici, de pe vârf. În spatele meu e vârful Cindrel, iar în fața mea e rezervația Iezerele Cindrelului cu lacul Iezerul Mare. Ia uitați-l, fraților, din iarnă vreau să ajung aici. Vârful Cindrel, 2244 de metri altitudine, din munții cu același nume,
Se pare că am ajuns primii aici. Jianu cu Dan sunt undeva în spate. Săracii se chinuie, probabil că fac pushbike. Dar poate vor trece cât mai repede la bicicleta electrică. Însă până una alta să ne bucurăm de ce ne oferă zona, pentru că din ianuarie mă tot gândesc la o tură de mai multe zile pe aici. Cum a fost, Cristina, urcarea? Puțin nevoioasă, bolovânoasă pe ultima parte, dar se merită. Priveliștea către lac, peisajele de aici sunt superbe. Chiar și cu bicicleta electrică am urcat destul de greu, însă am ciclat aproape integral. Toată această întindere se numește platoul diavolului. Însă ce nu-mi place sunt aceste cruci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cam multe cruci, a zice eu, în ciuda numelui. În loc să mă simt ca pe munte, mă simt ca într-un cimitir. Nu înțeleg nevoia asta a poporului român de a plasa cruci efectiv peste tot. Acolo în depărtare se vede Șaua Ștefnești și Transcindrelul, un drum pe care vom ajunge mâine. Bine ne-am revăzut pe vârf. Pe vârf, direct. Voi, voi. Cum a fost? Ce întâmplare. Voi, cum vă dă ne-am nimerit pe aici? Am luat o carătură pe dunta roșie. Mai voinicește. Mi-a dat-o pe punctul roșu, nu? Da. Da, ăla cred că a fost mai ok, mai dat. Ilaui! Taci! Uite, mă, ce s-au trezit câine să ne atace. Stăm aici de vreo 10 minute, așteptăm pe Jianu și pe Dan să vadă lacul și apoi să ne continuăm tura. Nu sunt urși în zonă? Da, sunt urși, dar ajung la pădurea de Braga. Păi și cu lupul ce-au făcut? S-au bătut sau? Păi l-au aici, l-am întâlnit un obor la urși. L-au omorât? Nu l-au omorât, dar nici nu termină. Dar lupul vine așa singur sau vine haită? Păi acum depinde, că sunt care umbră și în haită și eu la urmă. Am scăpat și de câini. Am început coborârea. Tot pe culme suntem și vom merge așa câțiva kilometri. Însă peisajul e spectaculos în partea stângă. Aia sunt munții Lotrului. Să ne bucurăm de această coborâre care e nemaipomenită. Nu este extrem de tehnică, nici panta nu e foarte mare, însă țopă e serios așa. Am ajuns pe vârful Frumoasa, 2162 de metri altitudine. Cucerim vârfuri în continuare și astăzi coborârea noastră continuă pe acest drum cu iarbă, un drum foarte mișto pentru MTB. Chiar dacă se mai tăresc așa niște urcări în față, sunt scurte și cu pantă mică. Deci n-are cum să nu-ți placă o astfel de culme. Am intrat acum pe o coborâre ceva mai acceptată, dar cu iarbă și bolovani pe alocuri care sunt fixați în pământ, așa că avansăm fără probleme. Amortizoarele bicicletei fac față cu brio, doar trebuie să am grijă la viteză. Oh, ce-am luat acolo? Șaua Șerbota, 1979 de metri altitudine. Iar în față continuăm urcarea spre vârful Șerbota Mare. Trecem așa un pic pe sub el. Vârful e în stânga și are 2007 metri altitudine. Cristina coboară prin partea dreaptă. A găsit un drum paralel cu iarbă. L-am nimerit pe ăsta cu bolovani, dar nu e nicio problemă. Mamă, ce mișto! Așa cu soarele în față, se pare că e ultimul vârf. Ce se vede acolo departe de tot, ăia sunt munții Șureanu.
era cât pe ce și noi să avem cazare acolo. Dar ni s-au aliniat astrele. Ploaia de duminică ne-a făcut să decalăm tura cu o zi și am găsit cazare la cabana Oașa. Numai bine că Cristina mai are puțină baterie, mai are o liniuță și era de urcat serios până la cazarea aia din Șureanu. Nasul am venit aici, am venit cam tare, n-am avut aderență să frânez, așa că a trebuit să mențin traiectoria, însă din fericire am reușit să reduc viteza la o valoare controlabilă. Vezi ce înseamnă să ai viteză prea mare? Te surprinde o chestie de genul ăsta și ai șanse mari să nu poți să reduci viteza. Acolo în stânga se întrevede o stână, văd și o mașină, niște turiști, posibil cu vreo rulotă, cu cortul, ceva. Opa, și o săritură! Și încă una aici. Opa! Asta a fost mai lungă. Și încă una. Ce mișto. Și mai urmează una. Opa! N-ai cum să-ți dorești mai mult de la o astfel de tură. Deci pe lângă faptul că avem parte de o coborâre de senzație, drumul e perfect uscat, chiar prăfos, o tură care îmi place pe deplin. Ținem stânga și părăsim marcajul bandă roșie. Urmează să ajungem într-o vale pe ceea ce va fi sau ar trebui să fie un drum forestier. Destul de mulți copaci căzuți pe aici de la vânturi, de la furtuni, dar partea bună că sunt degajați. Drumul e perfect ciclabil. Intrăm și într-un pasaj ceva mai abrupt, cu ușor rocotiș, cu un bolovan mai mare aici colo. Dar avansăm pe bicicletă și o facem bine și susținut. Chiar dacă suntem în pădure, avem totuși parte de priveliști frumoase cu acest soare la sfințit. Am ajuns din urmă chiar și această camionetă. Sunt aici și trei vaci care s-au uitat sioase așa la noi. Deci fiți atenți! Ce frumos să pătunde soarele printre brazi! Acum l-a pus înainte să cadă după munte. Asta e Transalpina, o șosea asfaltată. Facem dreapta către Sebeș și traversăm acest viaduct peste coada lacului Oașa, o zonă deosebită, aici între munții Cindrel și munții Șureanu, pe partea stângă. Ce peisaj spectaculos, ce stânci, acolo e chiar și un izvor. Zona e destul de periculoasă, sunt multe blocuri de piatră căzute aici jos și probabil vor mai cădea. Asta e cabana Oașa, la una din căsuțele astea vom avea și noi cazare. E ora 20:30, am ajuns la cazarea noastră din această seară, asta după ce am plecat pe la 1 și ceva din Păltiniș, destul de târziu. A fost o tură care s-a vrut a fi intermediară, dar mi s-a părut totuși destul de grea urcarea până pe vârful Cindrel. Am adunat în total 44 de kilometri și aproape 1300 de metri diferență de nivel. A fost o tură de senzație, o tură planificată încă din toamnă. La finalul acestei ture am mai rămas cu 31% baterie, iar Cristina undeva pe la 10%. Așadar, dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlistul pentru a vedea și ziua a doua din acest circuit. Să ne vedem cu bine din șaua bicicletei. Salut! Uite ce cazare mișto aici la căsuță. Îmi pune și bicicletele la încărcat aici pe undeva. Așa, tradițional, dar e o căldură aici, frate, mori. Și noi ne gândeam că o să fie frig. Deci cât am așteptat momentul ăsta, hai noroc!
Bă, m-a nebunit și din cap până la, la momentul ăsta. O avea, nu avea bag. Ce bună e! Ia uite, Cătălin, ce-ai pierdut. Ia zi, Gianu, cum a fost ura? Rezonabilă. Am făcut ceva push, dar nu la fel de grea ca și aia din Postăvară. Deci îți place, nu? Da, mai ales coborârea. Dar tu ce părere ai de tură? Nu pui în vătoare. Uite că dormim și cu biciclete lângă pat. Le-am pus la cărcat. Iar mâine dimineață plecăm într-o nouă tură.